Suntem la rând alături de ceea ce citesc ceilalți frați. Suntem la rând și pe Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Haideți să citim de la versetul 20. Tot încercăm să terminăm capitolul ăsta 4, dar nu reușim. Pentru că este un capitol special. Special. Capitolul 4, versetul 20. Părinții noștri s-au închinat pe muntele, haideți de la 19. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duc și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în duc și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Hai să încercăm să ne oprim aici. Acest capitol special spune despre o discuție specială între două ființe speciale. Este această întâlnire specială, aranjată de Dumnezeu Suveranul pentru scumpului Fiu, într-un cadru, într-un context de împrejurări dirijate de El. Voia lui Dumnezeu o putem afla inclusiv în contextul de împrejurări prin care trecem. Spuneam noi despre cadru, posibila competiție a celor de pe margine care îi cheamă în arenă pe cei doi, pe Ioan Botezătorul și pe Domnul Iisus. Atenție la cei de pe margine. Vin și spun lui Ioan, acela pe care l-ai botezat face ucenici mai mulți decât tine. Dar Ioan nu cade în cursă. Repet ce-am mai spus. Ioan zice, omul nu poate primi decât ce este dat din cer, trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. El este Mesia, el este Milele, eu sunt doar prietenul lui. Și lucrurile apar apoi la Domnul Iisus, în calitatea lui de om. Farisei au auzit că tu faci și botezi mai mulți ucenici decât Ioan. Și era gata să apară conflictul. Și Domnul Iisus pleacă. Nu-i sosise ceasul. Sunt conflicte pe care nu le putem evita. Dar sunt conflicte pe care le putem evita. Înțelege că lucrurile se încurcă. Și atunci, într-un act de smerenie, părăsește Iudeea. Observați, este foarte interesant. Uitați-vă la traseul acesta. Ierusalim, Iudeea, Samaria, Galileea. Ce vă sugerează treaba asta? Este același traseu pe care îl întâlnim atunci când El cel înviat spune, voi veți primi o putere și investi martori. Întâi în Ierusalim, apoi în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Ce interesant! Ce ne sugerează aceasta? Că traseul lui trebuie să fie și traseul nostru. De data aceasta nu istoric, ci
traseul nostru din punct de vedere spiritual. Noi îl urmăm pe El. S-a citit de dimineață. Unde sunt eu? Acolo va fi și slujitorul meu. El este acela care stabilește traseul. Noi trebuie să acceptăm să mergem după El. Întrebare pentru mine și pentru dumneavoastră. Suntem pe traseul Lui? Suntem în voia Lui? Îl urmăm pe El? Sau avem traseul nostru? Avem ambiția noastră? Avem încăpățânarea noastră? Avem traseul nostru? Mi se pare așa ceva uluitor. Uitați-vă, întâi a fost în Ierusalim, apoi în Iudeea, și acum zice, mă duc în Samaria. Este ceva uluitor. Eu vă dau o putere și voi veți merge pe drumul meu. Pe unde suntem? Pe unde suntem din punct de vedere personal? Pe unde suntem din punct de vedere al familiei, al slujirii? Pe unde suntem din punct de vedere al adunării? Care ne este traseul? Recunoaștem cu toții că suntem pe un drum de îngăduință și trebuie să strigăm, abia așteptăm să revenim la drumul voii tale. Deocamdată e îngăduință. Îngăduință. O spun cu toată răspunderea. Să dea Domnul pentru mine și pentru dumneavoastră să ajungem la drumul voiei Lui. Și o spun cu toată curăția și fără să introduc elemente neclare sau elemente care să ne încurce. Cu toată curăția o spun. Traseul. Traseul este acum cu popas în Samaria. Și uluitor, în Samaria, el este slobod. Slobod. Deși l-a costat mult. Obosit, așezat lângă o fântână, interpelat de acest suflet scump care îl repugnă, ești iudeu, ce-mi cer, cine ești tu, lasă-mă în pace, cu alte cuvinte, n-are nicio legătură. Și cu toate acestea, cu toate acestea, este mai slobod decât cu farisei și cu cărturarii. Vă aduc un argument zdrobitor. Ce ușor spune. Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Ce greu i-a fost în mijlocul Ierusalimului și al Iudeii, când era vorba să se descopere cine este, urma și precizarea, să nu spuneți la tine. Ei nu i-a spus, atenție, să nu cumva să spui despre mine. În Ierusalim și în Iudeia este interzis să spui despre el. De ce? Pentru că ei nu prețuiesc dumnezeirea lui și mântuirea lui. În Samaria, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela și te rog să nu mai spui la nimeni. Ba nu, s-a dus să spună la toți. Impresionant. Dacă sunt farisei, nu-mi spune. Dacă sunt ce sunt, dacă ești ce ești, un piept păcătos iertat, s-ar putea să-ți spună foarte multe. Și să nu-ți interzică să spui mai departe. Ba, dimpotrivă, să spui. Dacă am în mine ipocrizie, fariseism, reputație, preocuparea cu mine însumi, nu-mi spune nimic. Dar dacă sunt un biet păcătos iertat, despre care spunea Marele Pavel, cel din tâi sunt eu, curg descoperirile. Și nu există interdicție să nu mai spui la mine.
Ne vorbește? Ne spune ceva? Îl auzim? Trăim o viață în care ne vorbește? Avem părtășie reală cu El? Sau vorbim despre El doar? Observați ordinea. Să vorbim cu El și abia după aceea să vorbim despre El. La noi este invers. Vorbim despre El și dacă vreodată ajungem la o reală părtășie în care să vorbim cu El, atunci este un lux. Pași care îl trădează pe El și pași care o trădează pe dânsa, pe acest suflet scump. Spre pașii Lui să privim, spre drumul dânsei să privim. Interesant. Drumurile se intersectează. Suntem de puține ori la răscruce de drumuri. El trebuie să ne taie calea. Oprește-te. Drumul pe care mergi este un drum de deșertăciune. Spune cartea Sfântă aici, dacă observăm cu toții. De la prima întâlnire, lucrurile încep cu un străin. Cine este El, un străin? Tu, iudeu. Merg lucrurile mai departe și se ajunge, ești proroc. Și merg lucrurile mai departe, ești Hristosul. Și merg lucrurile mai departe, ești Mântuitorul Lumii. Pași de revelație. Pași de descoperire ai Lui. Locul acesta din Ioan 4 se înscrie în toată această imagine globală a Evangheliei după Ioan. Care este rostul acestei Evanghelii? Este scris la sfârșit. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. V-am scris ca să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Ce se întâmplă în această întâlnire din Ioan, capitolul 4, este revelația. Cine este El? Aceasta este esența. Aceasta este ocazia strălucită, slăbită ca El să se descopere. Acesta este rostul. De aceasta a venit Iisus. Nu ca să umble travestit la nesfârșit, ci ca să ai ocazie în care să zică eu sunt. Acesta este rostul. Necazul din viața mea, durerea din viața ta, nedreptatea din viața mea, suferința din viața ta, sunt ocazii. Ce fel de ocazii? Ca să se descopere El. Ca să se descopere El. El este soluția. Dar privind spre dânsa, are și dânsa drumul paralel cu El. Paralel. Știți, e o vorbă a tinerilor. Mai zice, ești paralel. Dar trebuie să vină vremea în care să te intersectezi. Paralel. Drumul paralele. El spune despre această viață veșnică, viață de plinătate, viață din care țâșnesc izvoare. Și dânsa merge paralel și dânsa se gândește la fântână, dar nu mai face drumul până la fântână, se gândește la Iacov, la fântâna lui Iacov, se gândește la feciorii lui Iacov, se gândește la lucruri trecătoare, paralel.
El e cu cele veșnice, dânsa este cu cele trecătoare. Nu așa este și la noi? Să fim onești. Ce paralel suntem. Intersectează-ne, Doamne. Oprește-ne, Doamne. Paralel. Dar este o regulă și în viața lui Nicodim, este o regulă și în viața ucenicilor, e ca o regulă nescrisă, care arată falimentul și neputința noastră. Nu și ucenicii zice, ți-am adus să mâncăm. O, zice, mâncarea mea este, o, zice, cine a adus de mâncare? La ce se gândeau? La lucruri firești. Aceștia suntem. Trebuie să fim onești cu noi. Trebuie să recunoaștem micimea noastră. Trebuie să recunoaștem firescul nostru. Ca să fim ajutați. De cine? De El. De asta a venit să ne ajute. Nu suntem în stare. Ne ducem mintea doar la țărână. Doar la țărână. A coborât El, așa cum am citit în Psalmul 22, până în țărâna morții. Până în țărâna. Până unde a putut să coboare. Ca să ne ridice pe noi. Să ne scuture de țărână. Să ne scuture de ceea ce este firesc, omenesc. De ceea ce este în mintea mea și în mintea ta. De ceea ce izvorăște din mine și din tine. Și o să ajungem imediat și la lucrul acesta. În acest paralelism, El taie calea. Știți cum ne taie calea? Este onest. Este sincer și îndrăznesc să spun. Este tranșant. Pentru că e Dumnezeu. Ce greu e să spună doctorul sau chirurgul. Trebuie operație. Nu se poate. Nu se poate. E tumoare. E o problemă tranșantă. Du-te și cheamă pe bărbatul tău și vin aici. Și dânsa răspunde, n-am bărbat. Este cea mai scurtă propoziție pe care o spune dânsa în dialogul cu el. Și uitați-vă la comentariul lui, care este tot atât de scurt. Bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Spuneam altă dată că adevărata pocăință este să-mi spună El ce am făcut. Adevărata pocăință este să treacă El concluziile. Este un har pocăința. E răspunderea noastră negreșit. E marea noastră răspundere. Dar în același timp este imensul ajutor de a veni cu lumina și de a zice, uite, asta este. Ce dureros trebuie să fi fost. Ce dureros trebuie să fi fost. Dar era necesar. A fost o intersecție. Era necesar. Și femeia aceasta este așa de pocăită. E concluzia lui. Aici ai spus adevărul. Încât dacă ar fi să filozofăm după mintea noastră, am zice că ceea ce urmează imediat este schimbarea. Este ca și cum ea refuză să meargă pe drumul acesta al pocăinței. Dar nu cred. Știți de ce? Pentru că după ce dânsa întreabă despre închinare și o să zicem câteva lucruri, uluitor, când El îi spune, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela, dânsa se duce în cetate și din pocăința ei face un steag și strigă, veniți, veniți să vedeți, veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, tot, da, tot. Știți ce înțeleg prin acest tot? Nu cantitatea. Că probabil în viața dânsei, ca și în viața noastră, nu fi fost doar problema asta. Probabil că mai erau și altele.
Dar tot acesta îl înțeleg calitativ. Îl înțeleg în adânc. O pocăință adâncă, adevărul să fie în adâncul inimii mele și inimii tale. Asta e problema noastră. Noi spunem teoretic, am făcut-o și pe asta, și pe asta, și pe asta, și pe asta, totul e la general, dar totul este superficial. Tot înseamnă până la fund. Tot. Avem nevoie. Cine ne poate ajuta să ajungem până la fund? Cine? El. El știe să scoată din adânc. El știe să lumineze în adânc. El știe să ne dea harul și darul imens al pocăinței. Mă gândesc așa. Ce problemă avem cu pocăința? Cât de superficial este. Semn că nu vine din intersecția cu El, ci vine de teamă, de frică, de conjunctură. Trezirea înseamnă să se pocăiască pocăinții. Cine este frică de treaba asta? Fugim ca de foc. Nu, noi suntem bine. Păi uite-te în carte, frate, cum e bine când spune că din inima mea trebuie să curgă râuri. Și te uiți că abia de găsești câte un pic de râuri. De bucurie, de pace, de sfințenie, de evlavie, de slujire, de vizite, de tot ce înseamnă o viață plină. Și noi zicem, e bine. Nu e bine. Să fim onești. Să fim onești comparându-ne cu cuvântul, cu cel plin, cu cel pe care trebuie să-l urmezi. Nu e bine! Este bine. Nu e bine. În dialogul acesta despre închinare și nu vreau deloc să ne conducem în discuția noastră păreri și așa cum curge textul. Crede-mă că vine ceasul. Și apoi urmează ceva uimitor. Noi ne închinăm la ce cunoaștem. Doamne, nu mai înțelegem. Cine ești? Îți spui să te cred. Înseamnă că voi fi un proroc. Ești ceva special. Și în următorul verset zice, noi. Să stai. Cum adică noi? Mai ești cu cineva? Faci parte din vreun grup? Asta este taina. Asta este misterul. Asta este problema. El este Dumnezeu binecuvântat. Crede-mă! Și în același timp, El este omul desăvârșit. Noi! Dintre noi! Cu noi! Împreună cu noi! Noi! Noi iudeii, stai, nu ești Dumnezeu? Nu știa ea, vorbim noi acum. Da, sunt Dumnezeu, dar sunt și iudeu, sunt om. Ce taină a evlaviei. Ce taină a evlaviei. Noi. El este împreună cu noi. El a coborât printre noi. El plânge cu noi. El suferă cu noi. Este atât de adevărat, dar nu-l vedem, nu realizăm, nu credem că El este cu noi, împreună cu noi. Noi. Ce cuvânt? Taina evlaviei. Avem nevoie de dumnezeirea Lui, avem nevoie și de umanitatea Lui. Dacă este doar Dumnezeu sus în cer, cine poate să ajungă până acolo? Dar dacă este om ca și mine, flămând ca și mine, însetat ca și mine, jignit ca și mine, îndurerat ca și mine, cum aștepți pe cineva care să simtă cu tine? Cum aștepți? El este lângă tine! El este cu tine! El este împreună cu tine! El este om adevărat! Nu mai alerga după alții! Suntem în faliment! Ce bine ar fi ca în tine și în mine să fim purtătorii Lui!
și să arătăm compasiune și milă. Dar dacă nu găsiți, căutați aici în Scriptură, El e cu noi prin încercări și prin nevoi. Iisus este cu noi, este omul adevărat. Și în cer a rămas omul adevărat și Dumnezeul adevărat, fără putere de explicație. Noi. Noi. Vorbește în numele nostru, al oamenilor. Dar El este tranșant. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Beata noastră ființă scumpă, ne asociem și noi. Nu știe cui să se închine, nu știe unde să se închine, nu știe cum să se închine. Nu știe nimic. Este ignoranță totală. Avem probleme. Noi, dacă ne întreabă cineva, știm. Să răspundem intelectual, foarte bine, este nevoie de intelect, este nevoie să gândim, dar nu-i de ajuns, nu-i de ajuns. E nevoie să pricepem. Credința nu este irațională, credința este rațională, dar în etajul superior, care etaj? Sus de tot, până unde? Până în veșnicie. Credința este supra-rațională. Supra-rațională. De asta este și credință. De asta avem nevoie și de Duhul lui Dumnezeu. De asta avem nevoie și de cuvântul acesta veșnic al lui Dumnezeu. Trăim noi în latura aceasta supra-rațională sau supranaturală. Că de fapt asta înseamnă să fii creștin, pentru că este o minune, nu? Cum să explici logic că Marius și Rut mai sunt încă normal la cap? Cum poți să explici logic? De 3 luni de zile, intrând în casă, prima cameră. Oh, aici sunt doar jucăriile, dar unde este Eliana? Dar unde este Naomi? Unde e Matei? Unde e Ioan? Unde e Ezechiel? Puteau să facă diabet, puteau să facă, să șteargă mințile, se putea. Cum este posibil? Este ceva acolo. Ce este? Ceva supranatural. Cum adică? Domnul Iisus îndrăși, Duhul lui Dumnezeu care îi mânduie. Este adevărat? Sunt ființe raționale și în același timp, acolo se întâmplă o minune în fiecare zi. Să rămâi liniștit. Asta este o minune a Harului lui Dumnezeu. Să rămâi în răbdare. Să aștepți, să rămâi în echilibru, să mulțumești, să te rogi pentru vrăjmașii tăi. Astea nu sunt lucruri normale. Normal ar fi să zici, Doamne, să se termine odată cu călăii aceia. Dar dacă te uiți la cruce, zice, iartă-i că și nu știu ce fac. Și suntem în vremea în care nu e răzbunare, ci este mântuire. Mântuire. Și atunci trebuie să ne rugăm, ai milă de cei de la Barnevernet. Ai milă de ei. Cum că noi aceia? Da! De ce? Păi este vremea în care încă strigă, iată că și nu știu ce fac. Va veni și vremea în care vor fi pedepsiți, negreșit. Negreșit. Dar deocamdată nu e vremea aceasta. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Nu e vorba de cunoștință, ci de cunoaștere. Să nu facem confuzie. Să nu facem confuzie. Nu cunoștință. Avem nevoie de cunoștință, dar nu-i de ajuns. Avem nevoie de cunoaștere. Asta e prin Duhul lui Dumnezeu. Cunoștință este prin intelect. Foarte bine. Citim, cugetăm, subliniem, analizăm, observăm, interpretăm, aplicăm, tot ce vreți. Munciți. Fiți onești, fiți harnici, fiți disciplinați, citiți păsăturate, cercetați, foarte bine. E de ajuns? De ce nu e de ajuns? Acum ce trebuie? Deci acum trebuie focul de pe altar. Deja l-ai pus pe altar tot. Acum trebuie scânteia, acum trebuie Duhul. Acum trebuie viața. Acum trebuie ca El să dea viață lucrurilor pe care ți le-ai însușit din cuvânt. De 36 de ori în această Evanghelie, repet, este cuvântul viață. Care viață? Păi noi zicem viața veșnică. Și nu zicem noi,
Ce ai primit? Știți cum era cercetare? Ce ai primit? Am primit iertarea păcatelor. Foarte bine. Bine ai răspuns. Ce ai primit? Viața veșnică. Foarte bine ai răspuns. Acum stau să mă gândesc. N-am nimic cu cercetarea. Dar ar fi fost frumos ca eu și celălalt cu care stăm de vorbă să zicem: frate, ce fel de viață ai? Viața veșnică, frate. Interesant. Te mai întreb o dată, ce fel de viață ai? Viața veșnică, cum scrie. Foarte bine. Dar o viață din belșug, asta e viața veșnică. Vă imaginați că viața pe care o dă el, noi ne uităm la niște copii, mi-a venit de curând în casă un copilaș mic, nu, care nu era al meu, îndesat, nici nu putea să-l ridici. Ta viață. Am și un nepoțel pe lângă alții, mai prăpădit. Când se-l ridic pe ăsta în brațe, ăsta greu, zic, oh, mai bine ăsta mai ușor. Mai bine ăsta mai ușor pentru spatele meu, dar pentru copil era mai bine ăla, mai îndesat. Am folosit doar o comparație. Amândoi au viață. Unul are din belșug, pietroi. Viața, dacă aici ne interesează ca viața să fie, să fie pietroi, să fie sănătos, să fie dezvoltat. V-ați gândit că viața pe care ne-a dat-o ieri este o viață cum o trăim noi? Așa anemică și prăpădită. V-ați gândit că asta e viața veșnică? El ne-a dat-o, dar trebuie să creștem și trebuie să cunoaștem și trebuie să ajungem plin de această viață de plinătate. Asta e normalul. Asta spune Evanghelia după Ioan. Și noi am zis, știm să răspundem. Viața veșnică, iertarea păcatelor, dreptul de copil al lui Dumnezeu. Și așa mai departe. Nu sunt de recunoștințele, dar nu sunt de ajuns. Și vine ceasul și acum și venit când închinătorii adevărați, el zice asta, închinătorii adevărați, nu de rutina de dimineață, știu că m-am rugat, știu că am citit, știu că am citit din calendar, uite soro, uite frate, uite aici, aici este ăsta, semnul meu, am citit asta de dimineață, foarte bine, meditația asta o știu, nu mai citi încă o dată, totul e de rutina, sau aproape tot. Mi-am făcut rugăciunea, am citit, am făcut-o pe asta, foarte bine, sunt bune, dar nu sunt de ajuns. Sau câteodată, tocmai asta ne împiedică să primim mai mult. Să primim mai mult. Să primim viața din meditația pe care am citit-o. Să primim călăuzirea, să primim făgăduința din ce am citit. Să primim binecuvântarea din ce am citit. Să primim închinarea din ce am citit. Să primim mulțumirea din ce am citit. Închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duc și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Nu mai este timpul, aș trece un pic peste și mai revenim când o să mai avem ocazia. Știu, i-a zis femeia care să vină Mesirea, căreia îi se zice Hristos, când va veni, are să ne spună toate lucrurile. Foarte ciudat. De unde știa această femeie de Mesirea? După viața dânsii ai fi zis că nici vorba. Știu care să vină Mesirea. N-ați fost surprinși stând de vorbă cu oameni din lume, spunând adevărul din cuvântul lui Dumnezeu? O fi fost, dacă este să facem un pic de geografie, dar nu e timpul acum, o fi fost să fi auzit vreodată cuvintele lui Ioan Botezătorul? Geografic se spune că Siharul acesta ar fi fost pe aproape de aria unde omul acesta în pustie striga: pocăiți-mă! O sămânță aruncată. Cine știa de această sămânță? În viața dânsei erau probleme, dar în viața dânsei era o sămânță. Asta ne încurajează și pe noi. Noi nu știm. Ori suntem semănători, ori suntem secerători. Este o problemă foarte frumoasă și foarte, foarte, cum să zic eu, cuceritoare și care să ne provoace. Te gândești să-i spui cuiva ceva, nu vi s-a întâmplat să zică știu, zic că înseamnă că trebuie să punec, adică trebuie să te întorci la Dumnezeu, că deja știi, deja ai sămânța. Suntem în situația în care aruncăm sămânța sau suntem în situația
favorabilă și binecuvântată să sece, adică pocăința, iertare. Știu, i-a zis femeia, care se vină Mesia, căruia îi se zice Hristosul. Când ar va veni, are să ne spună toate lucrurile. De fapt, aici vreau să ajungem, dar nu mai este timpul. Când are să vină, el are să ne spună toate lucrurile. Are să ne spună toate lucrurile în cazul de aici a trăit această experiență, această femeie. Mi-a spus trecutul meu. Doamne, ajută-mă să cunosc și păcatele pe care nu le cunosc. Și păcatele din neștiință. Doamne, Tu ai iertat totul, dar scoaterea la iveală al lor mă smerește și scoaterea la iveală a lor mă ajută, pentru că sunt obiceiuri păcătoase în viața noastră, să nu le mai facem. Să ne spună tot, să ne spună că avem fire păcătoasă, să ne spună ce avem în inima noastră, are să ne spună o mulțime, totul despre noi. Și spun repede, totul despre El. Hristos este totul și în toți. Totul despre El. Cu ce puțin, cu ce puțin, infinit de puțin ne mulțumim când este vorba de El. Ce puțină este dorința, vreau să mai stau în genunchi. Vreau să mai postesc o zi. Vreau să mai citesc. Vreau să stau mai mult în prezența Lui. Cuvântul de ordine de aici este acesta. Cel care vorbește cu tine. Noi vrem să vorbim cu El foarte bine. Mai înainte de asta, El vrea să vorbească cu noi. Câtă tăcere trebuie să deschizi cartea și să spui, vorbește-vă în mine. Căci rogul tău ascultă. Este criză. De ce este criză? Pentru că El tace. Și noi vorbim. Mă opresc totuși, facă Domnul ca acest cuvânt, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela, această revelație, această descoperire, urmările ei, pe care poate le vom vedea altă dată. Să ne provoace și pe noi în dimineața aceasta, Doamne, vorbești cu mine? Da, vreau să vorbesc cu tine. Ce vrei să-mi spui? Vreau să mă descoper. Doamne, descoperă-te! Deci ai răbdare. Dar ce trebuie să fac? Întâi aș vrea să spun despre piedici. Dar ce fel de piedici? De la tine? Nu zice, de la mine nu este nicio piedică, de la tine este piedică. Cea mai mare piedică este automulțumirea noastră. Avem un creștinism automulțumitor. Vai de noi. Noi știm, noi cunoaștem. Noi nu avem nevoie. Avem nevoie să ne smerim privind spre această realitate pe care o știm. El este Dumnezeul binecuvântat în veci. În El sunt bogățiile nepătrunse ale Lui. În El sunt comorile de înțelepciune și de știință. În El sunt izbăvirile, biruințele. În El este viața din belșug. În El este totul. Să dea Dumnezeu în dimineața aceasta. Să plecăm de aici cu gândul acesta. Vreau să vorbești mai mult cu mine. Poate într-un târziu apare minunea. Care minune? Să te descoperi. Avem în fiecare zi nevoie de descoperirea Lui. De cuvintele Lui și de descoperirea Lui. Amin. Amin.